dacă a fost atacată de o haită de câini, în plină stradă, ziua. Plus de astea m-am dus de până, așa cum ne-a spus, acolo la ghișeu, și acolo a intrat. Încă îi spune, sunați la 112 și fetele și elea. Fetele și elea spune și noi am sunat până la urmă, nu știu să m-a ieșit ei afară să înțeles. Ce l-a deranjat pe el la dumneavoastră? Păi lasă, păi iată să întrebăm, ce l-a deranjat? Pentru o să constatăm că... Din cetare? Cum din cetare? Asta va fi un apel fals? Cum din cetare? Atunci trebuia să ceară scuz, da, mă scuzat, dar nici asta nu trebuia să fac, stimate doamne. Eu, bine că am înregistrare, asta video. Mă auziți? Da. Sunteți la poliție? Da, sunt la poliție. Vorbesc cu o doamnă, deci o doamnă, o tânără, o angajată, o polițistă. Trebuie să scriu cerere pe faptul ăsta că poți să înregistrezi, da, mă rog. Înregistrez. Da, sunt la sectorul de poliție numărul 1 în Cahul. Deci, sesizarea domnului de la Cahul din data de 29 luna a doua, faptul că a sunat la 112. El a sunat la 112 sau la dumneavoastră unde a fata a plecat? Deci, Dumitru, așa este numele lui, cerere de că doamna îmi spune că el își retrage cererea, văd o cerere în față, rog organul de poliție să înciteze căutarea materialului. Vă dați seama? El sună la poliție, precum că eu am, iată, a venit rotarul la primărie și face scandal și umblă prin toate, mă blagnează, mă hărțuiește public și se ia scurat, solicită își retrage cererea. Adică cum asta reiese? Dar echipajul a ieșit la fața locului. Eu am proba video și o voi prezenta la materialul dat și voi ruga să constate apel fals. Pentru că poliția poate trebuia să iasă în acel moment în altă parte, la altă solicitare, dar nu ca să ducă el să... Dar dați-vă ce mândrie a avut el, cât bat jocuri a provocat el la personalitatea mea. Acel video, dacă puteți să-l rupiți și să-l arătați, ca el după aceea își retrage să înceteze. Cum? Cum să înceteze? Deci nu încetat el sunetul, apelul, dar nu, eu nu voi tolera asemenea atitudine. Am înțeles, mulțumesc. Da, vă rog. Când vin cetățenii la primărie, voi chemați poliția? Dumneavoastră chemați poliția atunci când vin cetățenii? Dumneavoastră, din contră, trebuie să fiți o primărie primitoare, o primărie prietenoasă cu toată lumea. Eu nu am venit să vă bruschez pe dumneavoastră și nici intenția să vă filmez și nici să vă bruschez. Atunci când vin cetățenii, care orice cabinet. Da. Filmează. De atât așa e bine să fie cu videocamera. Nu odată. Vine, e vine în șir, da. Dumneavoastră, din contră, trebuie să fiți o primărie primitoare, o primărie prietenoasă cu toată lumea. Eu nu am venit să vă bruschez pe dumneavoastră și nici intenția să vă filmez și nici să vă bruschez.